been a lie. Ooh, that man is like a flame. I knew that man plays me like a game. My only strength is I can win. If I wanna love that man, ooh, that man is on my list. And ooh, that man I wanna kiss him. My only strength is I can win. Ooh, I wanna love that man. Wow. 17. Mulți înainte. Mulțumesc, numele meu este Daria Mirea. Daria, să trăiești, Daria. Mulți ani înainte. Ești foarte talentată. Mulțumesc frumos. Ai emoții? Nu m-am gândit că e un copil. Acum mi-am trecut. Fii atent, fata. Mi-am trecut. Ai văzut 3 scaune întoarse și ți-au trecut emoțiile. Da, așa e. Inspiră, expiră. Fii cosmos. Vino în echipa mea. Sunt. Uite drumul. Vino aici să vezi cât e de frumos. Dar e adevărat. Să te învăț, să vezi partea frumoasă. Dar e adevărat. A industriei muzicale și a dragostei pentru muzică. Mersi frumos. Daria, știu că e greu să mă bat cu 2 fete pentru o fată. Spre deosebire de colegele mele, eu m-am întors mai repede și am avut șansa să te văd cântând. Cred că te-ai prins de o treabă pe care mulți concurenți o trec cu vederea. Te-ai prins de faptul că în momentul în care vii la Vocea României, nu trebuie să cânți pentru noi, trebuie să cânți pentru ei. Și am observat treaba asta. Eu mă uitam, zic, bă, dar nu mă vede, că m-am întors, cred că nu m-a văzut. Și stăteam așa, mă uitam, zic, bă, poate mă vede, poate încerc să deja să îmi arunc niște priviri. Îmi dai voie să zic n-am avut șansa asta. Îmi dai voie să zic pentru ceva? Că tu erai captivată de public și cred că da, și publicul era captivat de tine. Mai Smiley. Ea aștepta să mă întorc eu pentru ea. De asta nu era atentă. Daria, dar tu ai venit la Vocea României, ai urcat pe scenă, deja ți-ai imaginat că se întorc toate 4 scaunele. Pentru că nu cred că nu ți-ai imaginat momentul ăsta. Mi l-am imaginat, așa. Chiar mi l-am dorit foarte mult, dar... Exact. Și trăie foarte bine, mulțumesc. Păcat că ne-a stricat Chirilă în momentul, asta e ce să facem. Nu, e bătălia mai ușoară, nu e nicio problemă. Așa crezi? Tu ai venit de acasă setată... S-a prins repede. Pe un antrenor? Da. Nu. Dar decizi în funcție de ce? În funcție de argumente sau în funcție de ce reprezintă fiecare antrenor? Că doar ne știi pe toți. Da, de argumente și de energia pe care mi-ați transmis-o atunci când v-ați întors. Am înțeles. Și tu simți energia mea, Cosmos? Simți cum vine spre tine, nu? Nu. Dar nu o întrebam pe dumneavoastră. Iubirea mea sinceră nu o simți? Iubirea schimbă tot. Iubirea mea sinceră nu o simți? Vreau să adaug că eu te vreau în echipa mea și pentru că vreau neapărat să câștig acest sezon. Adică trebuie să iei în considerație argumentele astea care sunt vizibile oricum. Te vede câștigătoare cum ar fi. Gen. Adică asta mică lucrează la corazon? Propriul tău... Da, am înțeles. Ego fulfillment. Eu vă mulțumesc tuturor că ați avut încredere în vocea mea. Vă admir pe toți în mod egal, însă în seara aceasta voi merge mai departe cu...
merg mai departe cu Smiley. Hai, că-i văzut mult. Las că vin și la noi. Felicitări! Bravo, bravo! Da, mă, n-ai cum să-i reziști lui Smiley.